Spectacolele sunt organizate în locuri aparte, cum ar fi Turnul Croitorilor sau Muzeul Etnografic. Spectatorii intră legați la ochi într-un labirint de senzații în care descoperă diverse situații. Spectatorii sunt supuși unor provocări clasice în teatru senzorial. Teatru senzorial este uh, un tip de spectacol care poate fi asociat teatru radiofonic, adică un tip de spectacol în care văzul contează mai puțin. Este un spectacol de teatru radiofonic live. Adică este un teatru radiofonic care nu doar se ascultă lângă aparatul de radio, ci care se experimentează și prin miros, și prin auz, și prin tactil, prin toate celelalte simțuri, mai puțin văzul. Spectatorii parcurg labirintul în aproximativ 20 de minute. Este mult mai mult decât un spectacol de teatru în care pur și simplu stai, știi, stai pe un scaun și este total diferit. Și experiență plăcută. Când ești pus în iposta de, de a nu vedea, îți dai seama cât de greu reușești să te orientezi. Tema piesei este povestea lui Harapalb. În viitor ar putea fi pusă în scenă de elevii de la liceul special pentru deficienți de vedere din Cluj, la mai multe festivaluri de teatru.